Autocar distrus de flăcări la miezul nopții. S-a întâmplat în noaptea de joi spre vineri, puțin după ora 1, în localitatea Pomârla. Autovehiculul se afla parcat în fața unei gospodării din aceeași localitate. Flăcările puternice au fost sesizate de câțiva localnici care au sunat imediat la 112. La fața locului s-au deplasat două echipaje din cadrul detașamentului de pompieri din Dorohoi cu autospeciale cu apă și spumă. La sosirea salvatorilor, autocarul ardea în totalitate. Incendiul a fost stins, însă pompierii nu au putut salva mare parte din acesta. Cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza unui scurt circuit electric la instalația electrică a mașinii. La fața locului s-au deplasat două echipaje din cadrul detașamentului de pompieri Dorohoi cu două autospeciale cu apă și spumă. La sosirea forțelor de intervenție ardea autocarul în totalitate. Cel mai probabil, incendiul a fost generat de un scurt circuit electric. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, valoarea pagubelor este de aproximativ 290.000 de lei. Pompierii au salvat și protejat bunuri în valoare totală de 350.000 de lei.